Bună ziua! Unde urma să vindeți produsele pirotehnice? Din cercetări a reieșit că persoanele în cauză ar fi achiziționat articole pirotehnice interzise la deținere în scopul recomercializării acestora în perioada sărbătorilor de iarnă. Polițiștii au pus în aplicare 2 mandate de aducere, iar în locuințe s-au găsit și băuturi alcoolice și produse cosmetice. De la locuințele acestora au fost ridicate atât materiale pirotehnice, vorbim de peste 250 de kg de astfel de materiale. Totodată au fost depistate și ridicate băuturi alcoolice, țigări, dulciuri. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a întregii activități infracționale a persoanelor în cauză. La descindere au participat și jandarmi, iar polițiștii fac audieri pentru a stabili împrejurările în care aceștia au cumpărat produsele, persoanele de unde le-au ridicat și cei la care urmau ca acestea să ajungă.